Primăria Câmpina a început pregătirile pentru campania electorală. Astfel, în municipiu deja au fost amplasate panourile pentru afișaj. Am înlocuit toate panourile de afișaj electoral, cele vechi care erau necorespunzătoare și care îmbătrânisele, să spun așa. Avem un număr de 16 noi panouri unde pot fi afișate afișele prevăzute în legea electorală, afișe la dimensiunile de 500 de milimetri pe 350 de milimetri. În perioada campaniei electorale, candidații la funcția de primar au voie să facă doar anumite lucruri pentru promovarea lor. Sunt permise cheltuieli pentru producția și difuzarea materialelor de propagandă electorală la radio, televiziune și în presa scrisă. Cheltuieli pentru producția și difuzarea materialelor de propagandă electorală online. Cheltuieli pentru cercetări sociologice. Cheltuieli pentru afișe electorale, cheltuieli pentru broșuri, pliante și alte materiale de propagandă electorală tipărite și alte cheltuieli pentru transport, cazare, cheltuieli pentru comisioane bancare. Și aceste cheltuieli sunt încorsetate în anumite procente admisibile. În schimb, lista lucrurilor interzise pe perioada campaniei electorale este foarte lungă. Acțiuni și materiale de propagandă, de exemplu, vehicule inscripționate cu sloganuri de campanie, vehicule care difuzează materiale audio în mers sau staționar, spectacole, sărbători, focuri de artificii, discutăm de acțiuni și materiale de propagandă electorală. Banere n-au voie, meșuri, panouri publicitare mobile, steaguri publicitare, calcane, ecrane publicitare, indicatoare publicitare direcționale, structuri de publicitate. Campania electorală va începe în data de 6 mai.